Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom încheia tutorialul ursulețului peticel. La căpușor, începând cu primele 6 ochiuri, deci primul rând, eu am numărat în jos 10 rânduri și pe cel de-al 11-lea am aplicat ochișorii cu șurub de siguranță. La 5 piciorușe distanță, unul de celălalt, deci între un ochișor și celălalt sunt 1, 2, 3, 4, 5, 5 piciorușe. În acest moment eu voi coase botișorul. De asemenea, în magazinele de specialitate, în site-urile care se găsesc pe Facebook, găsiți și aceste botișoare pentru animăluțe. Ele sunt împreună cu ochișorii cu șurub de siguranță. Eu voi aplica acest botișor, voi număra de la cercul magic 1, 2, 3, 4, 4 rânduri și voi aplica botișorul meu, îi voi pune șurubul de siguranță, după care eu îl voi coase căpușorului deja realizat. Acestea sunt mult mai stabile și nu sunt periculoase pentru copii. Căpușorul, voi fixa botișorul, ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Pentru a nu vă crea probleme, puteți să fixați botișorul cu ace de siguranță, în modul în care acesta să fie fix exact pe porțiunea unde trebuie să-l aplicăm. Și apoi, încet, încet, cu acul, noi vom începe să coasem. Am ales să cos toate acestea separat, deoarece în momentul în care voi pune căpușorul pe, îl voi atașa corpului, aș vrea ca acesta să fie bine umplut și uniform. Deci vom coase căpușorul, botișorul, scuzați, și vom merge în continuare. Acestea le puteți realiza și dumneavoastră singure, fără să stăm să pierdem minute prețioase. În momentul în care aproape am terminat de cusut botișorul, cu ajutorul croșetului vom introduce un pic de melană și în felul acesta botișorul nostru va sta perfect, vedeți? Iar noi apoi vom termina de cusut. Vom face în modul în care să fie cât mai frumos, cât mai arătos. Așa, după ce am introdus melana, vom termina de cusut, iar capătul îl vom introduce, bineînțeles, îl vom pierde undeva de desubt, în modul în care acesta să nu se desfacă. Deci voi continua să cos și voi da încet, încet formă ursulețului peticel. După ce voi termina de cusut, așa cum vă spuneam, voi pierde firul undeva de desubt. Ia uitați-vă, în modul în care să-i dăm stabilitate și să nu fie un pericol pentru copilaj. Ia uitați-vă. În felul acesta, apoi îl vom scurta. După care, ajutându-ne din nou de acele de siguranță, noi vom fixa urechile și le vom coase și pe acestea. Apoi vom umple căpușorul dacă mai este nevoie. Voi extrage și acesta. Vom fixa urechile în modul acesta, pornind de la cercul magic. După cum vedeți, este cercul magic primul rând, cam în felul acesta le vom fixa și le vom coase. Apoi fixăm urechile și apoi trecem să le coasem.
Le vom fixa în mod simetric, în modul în care să aibă un aspect cât mai plăcut. Și apoi vom trece la cusut. Cu atenție să numărăm să fie exact în același să fie simetrice. Cam așa. Exact așa ne vom orienta. Exact. Și vom trece la cusut. Acum fiecare dintre dumneavoastră știți un pic cum se coase. Vom coase singure. După ce am cusut urechile, vom aplatiza bine aici botișorul, să nu fie prea proeminent. Am umplut bine căpușorul cu melană, iar acum îl voi coase de corp. Partea din față este partea bombată, puteți observa. Vă amintiți că aici am închis cu 24 piciorușe scurte și corpul cu 24 piciorușe scurte. Deci vom coase picioruș cu picioruș, vom uni cele două părți cu atenție să nu greșim, burta să fie în față și încetul, încetul, picioruș cu picioruș, vom coase capul corpușorului. Deci aceasta nu este greu și din nou vom coase singure. Deci, așa cum vă spuneam, picioruș cu picioruș. Pornind din nou exact de la gât, pe aceeași linie, coasem mânuțele, vom fi atente să le punem simetric și încet, încet vom coase mânuțele ursulețului în modul în care să fie fixe. Eu aici am mic, spațiul meu este foarte mic, spațiul meu de manevră, de aceea evit unele mișcări, pentru că altfel îmi zboară camera, de aceea vă rog să scuzați faptul că sunt cam îngrămădită aici și în felul acesta nu pot să mă desfășor așa cum aș fi dorit. Deci vom coase și mânuțele. Așa cum vă spuneam, să aveți grijă să fie cusute în mod simetric, iar capătul de fir îl vom pierde undeva, după care îl vom scurta. Deci până acum totul este simplu, ușor. Partea cea mai grea a fost lucrarea în sine, ați văzut, este o lucrare destul de complexă, însă a fost o sfidă pentru mine. După ce am cusut, voi ascunde capătul de fir și îl voi scurta. Cred că este una dintre lucrările mele cele mai complexe de până acum. După ce vom scurta acest capăt de fir, vom trece la cusut picioarele. Am pus un fir negru în acul de cusut. După cum vedeți, ursulețul deja stă singur în picioare. Am luat un picioruș și voi intra dintr-un anumit punct. Uitați, voi intra de aici. Și vom începe să facem acele cusături ca și cum ar părea că partea de jos este peticită. Deci, voi număra două ochiuri, voi intra în corespondența celui de-al treilea și de jur împrejur voi face aceste cusături. Dacă doriți, puteți să intrați mai mult pe culoare roșie, eu doar așa voi face și vom coase de jur împrejur. Vom da acel aspect de peticit. Deci, nu este greu. Din două în două, cât în acest mod vom coase în mod simetric
Deci nu va fi nicio diferență între o cusătură și cealaltă. Și vom ajunge imediat la capăt. Firul în același mod îl vom ascunde și îl vom scurta, după care vom trece să atașăm piciorușele corpului. Nu sper să vă placă acest proiect, sper că doamna care mi-a trimis fotografia să fie mulțumită. Scuzați că vorbesc mai încet, însă sunt un pic cam obosită. Felul acesta, ajungem și la capăt cu sutul, voi intra aici deasupra și voi ascunde capătul de fir, după care îl voi scurta. Deci am rezolvat și această problemă. Exact dedesubtul mânuței vom coase piciorușele, deci unul de o parte și unul de cealaltă. Eu am spus piciorușele pentru că sunt două, unul eu deja l-am cusut. Deci îl voi pune exact, vedeți? Mânuța va acoperi locul unde este cusătura și vom coase cu cusături mici și această parte, acest picioruș, îi vom da siguranță, vom coase bine, eu voi ieși un pic mai înainte, după care mă voi întoarce, bineînțeles, la locul potrivit. În felul acesta ne apropiem de finalul acestei părți a lucrării, voi merge și deasupra și voi da o nouă cusătură, să fie cât mai stabil, după care voi face modul în care se dau foarte multă stabilitate pe lângă corp, deci în momentul în care îl iei în mână să nu se lase piciorușele, să nu vină așa. Deci voi pune în felul acesta și voi veni aici dedesubt să-i dau câteva cusături. În felul acesta îl voi atașa practic corpului, iar el va fi fix, va fi stabil. Cum vedeți, încet, încet vom fixa și piciorușul. După care capătul de fir îl voi pierde dedesubt și îl voi scurta, voi încerca să-i dau o stabilitate cât mai mare. Așa, voi da și aici, în partea din față, o cusătură. Vedeți, mă întorc în față și voi coase piciorușul de corp, practic. În felul acesta veți coase ambele piciorușe. După cum vedeți, eu l-am cusut deja unul. Vom așeza în modul acesta, da, stă așezat, voi pierde capătul de fir și îl voi scurta. În culoarea roșie am făcut un mic pătrățel, acesta îl puteți face și dumneavoastră, sau puteți pune chiar un pătrățel din țesut, îl voi pune aici pe burtică, într-o parte, și îl voi coase cu firul negru, în modul în care să pară că este peticit, așa cum este și numele lui. Voi încerca acum să îl cos și îl voi pune așa un pic într-o parte, ia să vedem, în felul acesta. Mi-l voi fixa mai întâi, după care îl voi coase.
Deci, nimic mai simplu, vedeți, în felul acesta. Și voi da câteva cusături. Aici este prima și îmi voi fixa bine colțișorul și voi merge mai departe cu următoarea. În felul acesta îl vom petici pe peticel. Ia uitați-vă. Cred că va avea un oarecare efect ursulețul. Vom continua să coasem singure. Din mătase roșie eu am făcut o panglicuță aici la gât. Am făcut o pundiță care am aplicat-o pe căpușor. Acum nu-mi rămâne decât să-i fac sprâncenele pentru că au rămas... Am rămas în urmă cu acestea, deci nu le-am realizat, astfel vom completa lucrarea noastră. Firul negru, voi face două simple cusături deasupra ochilor și în felul acesta vom încheia. Dumneavoastră, așa cum spuneam de la bun început, puteți folosi precum culoare complementară, culoarea care o veți dori. Eu am dorit să fac în roșu și de aceea am folosit și această panglicuță. Cam aceasta este lucrarea noastră. Eu vă mulțumesc pentru atenție tuturor celor care sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, pentru aprecieri. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu și mi-ar face mare plăcere dacă persoanele care nu sunt abonate s-ar abona pe acest canal de YouTube. Pe mine mă ajută foarte mult, mă ajută în creșterea comunității, îmi dă curaj să merg mai departe pentru că știți și dumneavoastră cum este destul de greu în această lume. Voi opri un pic pentru a reuși să fac o imagine de ansamblu. Cam așa se prezintă peticel. Cer scuze, dar nu am altă modalitate în care să aranjez aici locul. Așa cum vă spuneam, dacă vă place, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!